Salut, eu sunt Gicu. Astăzi am decis să vă prezint viitoarea mea grădină de flori. Aici voi planta multe flori la anul viitor și plante exotice, direct în pământ. Așa că aici va fi locul. Acest loc este minunat, de fapt. Este un pârâiaș, am să vă arăt, și curge apă acolo. Și îmi place sunetul la apă când curge foarte relaxant. Aici îmi voi crea intro-urile. Voi pune multe flori, voi planta din semințe în iarnă, în primăvară, ca să am content pe YouTube să fac iată cum plantăm din semințe una alta și voi planta florile aici. Voi pregăti tot terenul aici. Este mult de lucru, un pic de tăiat, buruiene care nu sunt necesare. Unele le voi lăsa. Iată, dacă observăm un cireș acolo, acela îl voi lăsa. Și în secțiunea de comentarii mă puteți sfătui ce să plantez aici, ce flori. Deja am plantat iuca filamentosa aici, aceasta este rezistentă la ger, fisalis și o plantă ceapă indiană, dar aceasta nu-i place frigul, se teme de îngheț, am să o scot și am să dau în casă. Ea este foarte toxică, dar dintr-o parte și foarte de leac. Iată fisalis cum arată aici, a mai crescut mult timp de vară. Acesta este rezistent la ger și îl voi lăsa aici, arată super. Iuca filamentosa am plantat aici deja și arată foarte bine. Am florit, dar n-am filmat că n-am avut timp, am făcut două poze numai și le pun pe video. Frumos, nu? Deci, super. Și am să plantez aici multe, multe flori. Deci terenul este destul de mare, iată în capătul ăla este soare și de dimineață mă voi extinde până încolo. Aici nu trece nimeni, cui pasă. Aici lângă această salce am plantat deja, acum alaltă ieri am plantat trumpetă cățărătoare, se va agăța de salce și va crește și vor înflori în trumpete când va fi matură deja. Și în roșu, da, și se va agăța de copac, va fi frumos, îmi voi face aici intro-uri. Am plantat-o și ea un pic tânjește, am mutat-o din alt loc, că acolo locul era prea, prea umbră și, na, trebuie să așteptăm să crească. Adică să se acomodeze, să sperăm că va crește frumos, începând din primăvara 2019. După cum am spus, aici pârâiașul curge și îmi place cum se aude apa. Iată, imaginați-vă cum ar fi dacă să curăț aceste crengi uscate de pe salcie și aici mă așez și fac un intro când trebuie să filmez ceva și din spatele meu să stea o plantă frumoasă. Ar fi super tare! Dacă tot sunt pe aici, am să vă arăt cum a crescut rodiu în pământ direct. Acesta are soare toată ziua, vă arăt update și are acum un metru. În noiembrie îl voi proteja de îngheț. Voi pune niște paie până la nivelul lui, până la un metru sau puțin mai sus un pic. Da, și nu voi pune multe, multe tare. Și voi face la anul viitor sau voi vedea. Când va fi grădina cu multe flori, voi face lunar update, de exemplu cum fac la plantele mele, voi scrie grădina de flori în septembrie, în octombrie și așa mai departe. Să sperăm că se va împlini acest vis. Acest cireș a fost plantat de tatăl meu, dar au trecut foarte mulți ani până îl vedeți așa. Deci a crescut un pic și dar la început nu creștea, nu se dezvolta deloc pentru că era mult buruian aici și nu-i dădea voie. Așa că voi scoate tot buruianul și tot ce nu trebuie. Iată, de exemplu, acest măcieș. De aceștia sunt o mulțime
cresc aici și nu am nevoie așa de mulți, nici nu folosim, dar cresc aici în Traiurea. Puteți să-mi dați hate mie, dar asta e, nu mă supăr, dar eu am să-i tai. Iată cât sunt. Sunt foarte multe mulțime. Și acolo tot. Și eu voi planta aici plante exotice și flori, pe lângă acest cireș. Și pe lângă pârâiaș voi planta, super va fi. Doar trebuie timp. Iată aici, de exemplu, este soare, chiar de dimineață, adică acum e 11, dar cred că este și mai de dimineață soare pe aici. Acesta e un fel de măslin sălbatic. El face niște fructe pufoase mici și sunt dulci, nu sunt măsline. Nu știu de ce este așa numit măslin sălbatic. Păi seamănă cu măslin un pic la frunze. Iată, are spine aici. Nu știu. Iată, eu am să vă arăt cum este fructul, iată. Și cred că ați mai întâlnit asemenea copaci. Cresc în Moldova mulți copaci de ăștia, sunt rezistenți la ger și înfloresc în galben și miroase frumos primăvara, în mai. Pe lângă el, pe undeva, pot să plantez rodii direct în pământ aici, care îi place soare din plin. Și acesta îl voi tăia. Iată ce pomușoare frumoase am găsit aici, dar pe acestea le voi lăsa. Sunt foarte frumoase și cred că sunt folosite la ceva. Și asta este, iată. Împreună cu tatăl meu am plantat noi aici un plop. Iată, se dezvoltă foarte bine și crește aici. Mă voi extinde până pe aici, pe undeva, cu grădina mea exotică și sper că va fi așa, dacă voi avea timp. Uite aici, nici n-ai pe unde trece. Este imposibil de mers pe aici. Abia am ajuns aici, că sunt spini și nașpa. Iată pârâiașul, curge frumos. Am deci condiții bune de plantare. Iată aici este semisoare, este umbră, este soare plin. Foarte bine. Mă voi stărui să fac eu aceasta. După timp, după posibilitatea mea. Și asta este. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Lăsați un like, distribuiți acest video și abonați-vă la canal. Asta e. Ciao!